Mary este o tânără din Nigeria care a fost răpită de bandiții Fulani și a suferit violențe îngrozitoare și agresiuni sexuale din partea lor. După ce a fost eliberată, partenerii Open Doors au ajutat-o într-un centru de îngrijire și consiliere unde și-a găsit liniștea. Din păcate, la scurt timp după ce Mary a împărtășit povestea ei cu Genea, a murit din cauza unei boli care nu avea nicio legătură cu perioada cât a fost răpită. Totuși, părinții ei se simt datori ca povestea ei să fie auzită, astfel încât oamenii să poată continua să se roage pentru alți creștini vulnerabili ca ea din Africa subsahariană. Vă invit să ascultați povestea ei. Trăim în frică, nu știm când se vor întoarce și nu știm pe cine vor lua data viitoare. Satul meu din Nigeria a fost atacat de bandiții Fulani. Ei au atacat pe creștini pentru că se închină lui Isus și vor să îi alunge din această țară. Și nu sunt singuri, ei sunt doar unul dintre multele grupuri care atacă creștinii din Africa. Când au început să tragă, am fugit. Am auzit-o pe sora mea strigând. Îmi amintesc că am alergat să o caut. Știam că pot fi prinsă, dar Dumnezeu mi-a dat putere și îndrăzneală. Eram gata să mor. Au spus că dacă nu mergem cu ei, ne vor ucide. Ne-au bătut în timp ce mergeam, ne-au batjocorit spunând că Dumnezeul nostru nu este real, că El nu poate face nimic pentru a ne ajuta. Am fost obligată să gătesc pentru toată lumea. Ca să ne umilească, am fost hrăniți cu hrană de animale. În unele nopți am fost forțată să intru în dormitorul islamiștilor. M-au violat. Tot ce puteam face a fost să mă rog și să-L implor pe Dumnezeu ca durerea să se termine. Chiar dacă m-am reîntâlnit cu familia mea, nu puteam dormi, nu mai puteam să suport prezența oamenilor. Durerea încă mă chinuia și părea că nu se mai termină. Îmi amintesc că mi s-a spus despre centrul de consiliere, despre un loc în care puteam să fiu ajutată și să mă vindec și să merg mai departe. Când am ajuns aici, m-au primit bine. Mi-au dat o cameră, m-au ascultat și s-au rugat cu mine. Zi de zi aici sunt din ce în ce mai bine. Nu voi fi niciodată total la fel, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pacea pe care mi-a dat-o și pentru oamenii pe care i-a folosit în viața mea. Nu sunt singura și știu că nu voi fi ultima. Voluntarii Samaritan's Purse s-au deplasat pentru a-i ajuta pe locuitorii din orașul Perryton din Texas să-și repare casele distruse și pentru a aduce mângâiere sufletelor îndurerate, după ce o tornadă puternică a pustiit literalmente localitatea lor. Orașul Perryton a fost lovit din plin. Tornada în sine a șters de pe fața pământului clădirile de pe o rază de 10 km în doar 11 minute. Am auzit o bubuitură puternică ce a zguduit casa și atunci o antenă uriașă a căzut pe sufrageria noastră. A fost atât de violent, mi-am pierdut casa într-o clipă, tot ce am muncit atâția ani. Am fost efectiv șocată, mai ales când am văzut că parcul de rulote a dispărut pur și simplu. Organizația noastră, Samaritan's Purse, este aici pe teren, în Perryton, Texas, unde o tornadă puternică a devastat orașul, provocând pierderi de vieți omenești și pagube, așa cum oamenii nu au mai văzut până acum. Sunt 3 persoane care au murit și 2 dintre ele erau prietene cu mine. Pe una dintre ele o cunoscusem de când eram copii, adică cea mai mare parte a vieții mele. Când auzi astfel de lucruri, te întrebi, de ce? Nu există nimic mai șocant decât să scapi cu viață și apoi să începi să realizezi cât de mare har ai primit. Biblia ne spune să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, cu toată mintea și cu toată puterea. Apoi ne spune de asemenea să-L iubim pe aproapele nostru așa cum ne-a iubit El pe noi. Așadar, suntem aici pentru a ne arăta dragostea față de aproapele nostru, pentru a-i mângâia, pentru a-i încuraja, pentru a-i ajuta să știe că Dumnezeu îi iubește. În mijlocul acestei nenorociri și a întregului haos care a pus stăpânire pe viețile acestor oameni, vedem că lucrarea împărăției este îndeplinită. Îl vedem pe Dumnezeu reconstruind inimile și viețile lor. Vedem speranța restabilită într-o perioadă în care lucrurile par fără speranță. Dumnezeu deține totul în controlul Său. El avea mâna întinsă asupra noastră și credința asta mi-a dat putere. Sunt atât de recunoscătoare că voluntarii Samaritan's Purse au venit aici. A fost o mare binecuvântare pentru că vecinii mei nu știau ce să facă. Noi nu am mai trecut niciodată prin așa ceva, dar ei au experiență. Este o mare binecuvântare. Au făcut o treabă uimitoare și lucrează ca o echipă bine sudată. Ne ajută să facem curățenie pentru că era peste puterile noastre. Suntem o comunitate în suferință, va dura mult timp până să reparăm totul. Avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de sprijinul vostru în rugăciuni pentru putere, pace și perseverență. În final, vă invităm să vă rugați pentru locuitorii din Perryton. Avem nevoie de rugăciune în această comunitate.